Un grav accident de circulație soldat cu 10 victime a avut loc în localitatea Șintereag. Un microbus care transporta 8 persoane a lovit frontal un alt microbus care transporta marfă. Autoritățile au instituit cod roșu de intervenție. Accidentul s-a petrecut în această dimineață pe DN17 în localitatea bistrițeană Șintereag. Șoferul unui microbuz a pierdut controlul volanului într-o curbă și a pătruns pe contrasens, unde a lovit frontal un alt microbuz. În urma impactului, microbuzele au fost aruncate la 10 de metri distanță unul față de celălalt. Potrivit martorilor, vizibilitatea în zonă era redusă din cauza ceții. 10 persoane care se aflau în cele două microbuze au fost rănite. Autoritățile au declanșat codul roșu de intervenție. A fost pus în aplicare planul roșu de intervenție. Salvatorii au găsit la locul accidentului 10 victime, dintre care 2 încarcerate. Este vorba despre conducătorii auto din cele 2 microbuze implicate în accident. Aceștia, din urmă, au fost extrași în aproximativ 25 de minute de către pompierii militari și predați echipajelor medicale sosite la locul accidentului. Unul dintre microbuze venea din Republica Moldova cu destinația Franța și avea 8 oameni la bord. Pasagerii dormeau în momentul impactului și spun că nu știu ce s-a întâmplat. Doi bărbați, tată și fiu, erau pasageri în cel de-al doilea microbuz implicat în accident care transporta marfă. Șoferul a spus că microbuzul înmatriculat în Moldova a intrat pur și simplu în microbuzul în care se aflau. Da, ce ați pățit? A intrat în Cei doi șoferi au rămas încarcerați între fiarele contorsionate și au avut nevoie de intervenția pompierilor. În ambele cazuri, aceștia erau prinși la nivelul membrelor inferioare în caroseria avariată a microbuzelor implicate în accident. În extragerea victimelor s-a ținut cont de faptul că manevrele întreprinse să nu le agraveze leziunile deja suferite. Două echipaje de descarcerare, 4 echipaje smurd și 2 ambulanțe au intervenit la locul accidentului. Toate cele 10 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Șoferul autoutilitarei care transporta marfa și 2 dintre pasagerii din microbuzul de persoane au ajuns la spital, iar restul au refuzat internarea. În accident au fost 10 victime, 3 au fost transportate la spital, dintre care 2 la Bistrița și 1 la spitalul din Beclean. După accident, 5 persoane care mergeau în vacanță în Paris și-au continuat drumul cu un autocar. Din primele cercetări, vinovat de producerea accidentului ar fi șoferul moldovean, care nu a adaptat viteza la condițiile de drum. Polițiștii continuă cercetările în acest caz, urmând să stabilească cine se face vinovat de producerea accidentului.